Piesa de teatru Crize de Valentine's Day a adus multe râsete și aplauze. Spectatorii au fost impresionați de prestația actorilor și de modul inedit în care aceștia au pus în acte problemele de cuplu de zi cu zi. Ia, Luca, mai ceva. Bă, tu ai nebunit! Cum să plătesc mâna într-o vadă? Nu, nu vezi ce... Nu pot să scot. Păi termină cu numele astea, că să știi că mie nu mi-a venit. Mă faci de râs până și la psiholog. Bă, dar nu plumesc! Nu uite, am zis să scot mâna de acolo! Dar nu-i plumă! Bă, ce ceade de plume? Nu, băi, ce să mă fac să mă clătesc? Să scot mâna de acolo! Bă, dar am blocat-o și nu pot să scot! Și de băgat, cum ai băgat-o? Mai bine de atât nu cred că se putea pentru început. Pentru primul lor spectacol au fost geniali. Care a fost feedback-ul publicului din punctul tău de vedere? Eu stând în culise am auzit foarte, foarte multe râsete și foarte multe aplauze, ceea ce pentru mine e hrană pentru suflet. Piesa de teatru Crize de Valentine's Day a avut și câteva momente ritmice. Pasionații de dans au avut ocazia să-i întâlnească pe membrii trupei Flawless. Trupa Flawless a fost înființată acum 5 ani de coregraful Grecu Ionuț și a reușit să îi ducă pe membrii ei la toate concursurile de dans din toate colțurile lumii. Suntem de aproximativ 4 ani, 5 ani împreună, însă 3 sferi din ei acum sunt noi. E pentru prima oară pentru ei pe scenă, primul lor spectacol. Și eu sper că a ieșit super! Piesa de teatru Crize de Valentine's Day a ajutat spectatorii să-și găsească liniștea de cuplu într-o terapie gratuită la psiholog. În seara de Valentine's Day se va derula piesa de teatru Otello de William Shakespeare.